Ana Maria Prodan și Laurențiu Reghe Camp sunt pregătiți să pună punct căsnicia lor, în mod oficial, la notar. Din momentul în care va deveni o femeie liberă și în acte, celebra impresară a dezvăluit că nu are de gând să rămână foarte mult timp singură. Vedeta a dezvăluit pentru un post de televiziune că are planuri mărețe și chiar își dorește să se căsătorească din nou. În viziunea ei, bărbatul perfect trebuie să fie impunător și respectat în fața celorlalte persoane. Eu pot să-mi aleg în fiecare secundă orice bărbat din acest univers, care mă va trata ca pe o zână. Mă voi mărita imediat. Cu cel mai bogat, cel mai deștept, cel mai șarmant bărbat din univers. Nu am văzut pe nimeni în toți acești ani. Bărbatul perfect? În momentul în care intru cu el undeva trebuie să se facă liniște. Toată lumea trebuie să spună că a venit Ana Maria Prodan cu soțul sau cu iubitul ei. Dacă într-o sală sunt murmure, zâmbete și coate când intră soțul meu înseamnă că nu este ceea ce trebuie, virgulă, a declarat Ana Maria Prodan. Chiar dacă au decis să o ia pe drumuri diferite, Ana Maria Prodan și Laurențiu Reghe Camp continuă să fie implicați în creșterea copiilor. Sexy impresara a dezvăluit recent că ei au început să discute tot mai des, aproape zilnic, însă discuțiile lor se limitează la copii. Vedeta a mai spus că nu a primit nicio informație cu privire la actele despre divorț. Noi vorbim, acum, vorbim despre problemele copilului, niciodată de așa ceva eu punct nu am primit niciun act de divorț, nimic. Nici el nu îmi spune de așa ceva, noi vorbim doar de copii, de nevoile lui, ce trebuie să facem. Vorbim în fiecare zi, aproape, dar de copii. Virgulă, a declarat Ana Maria Prodan.